Din 36 de colegi avem 30 prezenți, 6 absenți. Stabilirea unor măsuri în vederea executării ședinței civile numărul 773 din 6-3-2015, pronunțată din Tribunalul Cluj. Problema sau să se înțeleagă greșit motivul pentru ce am venit cu acest proiect pe ordinea de zi și am crescut și mare rangul și de Consiliul Județean. Condamnat sau am fost scos sfârșitor și aș vrea să vedeți toate colegii și aparatul din punct de vedere juridic, economic, dânsi să vă răspundă, să vă spună procedura. Dacă adresele la care am trimis noi au fost răspunse, da, domnul Tuluc. Și-au crescut și mare rangul președinte de Consiliul Județean. De tot, sau nu mă simt prost, dar n-am ce face. Dar indirect din ce ziceți, îi devine domnul Vaca, domnul Cătării, că dânsi au condus în ultima vreme. Și atunci ceea ce ați primit, vă întoarceți. Vă rog, spune. Îi amintesc domnului director, îmi pare rău aici că trebuie să o spun în ten. La o întâlnire în care am fost eu cu dânsul, cu domnul Buda și cu domnul Nicoră, în care vi s-au pus 5 sau 6 variante la mine în birou și n-am acceptat niciuna dintre ele, domnule director. Eu nu știu cine e domnul Buda și cu domnul Nicoră, ca să hotărască ce se întâmplă cu RDPP-ul Cluj. Domnul Buda cu domnul Nicoră au fost acolo și vreți să a spus și noastră și mie mai multe variante și noastră a spus, nu, domnule, asta este varianta pe care eu rămân, că nu pot alta. Dar este absolut incredibil în biroul președintelui Consiliului Județean. Doi parlamentari, unul european, un parlamentar din România, Parlamentului României, un director, pun la cale soarta sau negociază soarta unor oameni, ca la tarape. Am ajuns aici în luna asta și au trebuit să o fac cu mâna mea. Dar eu voi delega cu domnul Vaca de Joasă cizile pe care le vor veni. Cred că consider este părerea mea și poziția mea. Eu săptămâna asta mi-am pierdut Suntem la așa pedusat, am un credit la mine, o credere personală. Și eu anul trecut am fost numit președinte la Consiliul Județean, am fost suspendat și am plătit din banii mei 50 de milioane un proces pe care l-am pierdut și să știți că un an de zile nu m-a întrebat nimeni și eu am avut credite și eu nu m-a întrebat nimeni niciodată cum e, dacă mă descurc, dacă mi-e bine sau dacă am din ce. Și am spus cum zicea domnul Ilarie, vreți să încep acum? Și din punctul de vedere al legalității, cu votul, cum zicea domnul vicepreședinte, care urmează dânsul acum la vot, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 163, să vom numi persoana din partea jandarmeriei. Cluj nou avocat, comuna proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienți, finanțat din fondurile rambursabile acordate de Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare, fondurile reabilitate acordate de Facilitatea Globală de Mediu și fonduri locale de la Consiliul Județean și Consiliul Locale. Comentarii, discuții? Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile de mediu național, cât de către Agenția Națională de Mediu. Și au crescut mare rangul președinte de Consiliul Județean.